bracelet this time. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Să ați revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela, iar pentru astăzi vorbim despre parfumurile săptămânii, dar nu doar despre parfumurile săptămânii, ci și despre un haul cu parfumuri. Asta pentru că au intrat 3 parfumuri noi în colecția mea despre care vreau să vă vorbesc și pentru că eu nu mai fac separat haul de parfumuri, am zis să le includ aici. Menționez că toate aceste parfumuri sunt primite cadou de la persoane dragi mie. Și o să vă specific ce și cum la momentul potrivit. Așa că înainte să trecem la ce parfumuri am purtat săptămâna trecută, vreau să vă vorbesc un pic despre parfumurile noi intrate în colecția mea. Și am 2 arabești, da, auziți bine, și unul inspirat dintr-un serial de mare succes. Și o să încep cu cele arabești, pentru că sunt 2 descoperiri, 2 parfumuri care mie îmi plac foarte mult, fiecare primite de la niște persoane dragi. Bineînțeles, unul este pentru ziua mea, altul este pentru Crăciun, dar l-am purtat deja și apare în clip. Oricum nu voi face clip cu ce am primit de Crăciun, așa că vi-l arăt acum. Primul parfum, voi începe cu haul-ul. Deci primul parfum intrat în colecția mea este acesta, într-o cutie pe maneliciune. Așa arată cutia și el se numește Gala, iar parfumul este de la Alwatania. Sper că am pronunțat bine și este o clonă după Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum. Practic este un dup după Baccarat Rouge 540 Extract. Așa arată sticla. Este absolut demențială. Și o să vă spun și notele acestui parfum. Îmi place foarte mult. Persistă o zi întreagă. Îmi place mirosul. M-am îndrăgostit de mirosul acestui parfum. Nu l-am ales pentru că mi l-am cumpărat singură din bănuți primiți cadou de la cumnata mea, dar nu l-am ales pentru că este un dup după Baccarat Rouge Extract, doar pentru că am mirosit mai multe dintre toate, ăsta mi-a plăcut cel mai mult. L-am luat, după care am realizat că este un dup după Baccarat Rouge Extrait de Parfum și mi-a plăcut, îmi place super mult mirosul. Mi-am scos și notele parfumului și notele lui sunt următoarele. În deschidere avem șofran și asomie, în mijloc avem ambră, note lemnoase și ambră cenușie, iar în bază avem rășin și lemn de cedru. Spre comparație de cu Ana Biet Rouge, pe care l-am mirosit la Natalia, spre deosebire de alte parfumuri pe care le-am mirosit teoretic, pe care l-am mirosit și teoretic ar fi copii pentru Baccarat Rouge, mie ăsta mi se pare unul dintre cele mai bine făcute. Până și sticla te duce cu gândul, culoarea sticlei. Aici avem o etichetă de metal. Sticla este destul de grea, capacul nu este unul greu, dar per total parfumul este foarte frumos. Are un iz fructat, are un iz ușor lemnos, se simte și șofran, se simte și asomie. E și puțin ambrat și are un pic de iz de vată de zahăr, nu de zahărat, ci de vată de zahăr. Vă mai povesteam eu altă dată de zahărul pus în centrifuga pentru, în care se face vata de zahăr în mod normal. Persistă o zi întreagă, nu este agasant, iar în momentul în care te miști simți din nou mirosul parfumului. Îmi place foarte mult, nu am avut probleme cu el, am dat primul puf pe mine, nu mi s-a întâmplat absolut nimic, deci ăsta este la haul. Următorul parfum din haul este un parfum primit de la soțul meu cadou pentru Crăciun și este vorba despre această minunăție de parfum, căruia eu o să-i pocesc numele. Atunci când am mirosit Gala, am mirosit și acest parfum. În Carrefour, în Grand Arena, s-a deschis un stand cu parfumuri arabești. Și am mirosit odată cu Gala și de la Mahur Seadati.
cred că se zice, sedativ probabil. Așa arată cutia parfumului, așa arată și pe spate, iar cutia se deschide așa. Arată foarte, foarte bine sticla. Ăsta este un parfum deosebit față de celălalt. Nu-mi dau seama dacă ar putea fi o copie pentru un alt parfum. Așa arată și sticla parfumului. Este grea, capacul este destul de greu. Soțul meu l-a comandat de pe Parfumas și m-am îndrăgostit pur și simplu de mirosul acestui parfum. Îmi place mult mai mult decât Gala. Și este absolut demențial. Este un extract de parfum, rezistă o zi întreagă. M-am dat cu el când am fost la Natalia și m-am dat la 8 dimineață, iar seara la 12 încă îl puteam simți pe piele. E un parfum care rezistă foarte mult, nu ai nevoie să te dai cu mult. Iar el are note de, ca și note de vârf, note fructate, piper roșu, pere, ca note de mijloc, tuberoză, ilang ilang și iasomie, iar ca note de bază, ambră, paciuli și mosc. Nu miroase arăbesc, este o pară, dar o pară cu tot cu sâmbur și cu coadă, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Îmi place foarte, foarte mult, este și dulce, e dulce. Dar pe mine mă duce cu gândul la mirosul unei pere coapte, zumoasă, cu coajă ușor maronie, cu sâmburi, cu codiță, cu tot. Este fin, este și ușor balsamic și miroase extrem, extrem de bine. Iar ultimul parfum din categoria haul, aceste parfumuri intră și la ce parfumuri am purtat săptămâna trecută pentru că le-am purtat. Iar ultimul parfum din categoria haul este parfumul Sex and the City, primit cadou de la prietena mea Lexi, care de altfel este și membru al acestui canal. Ea mi-a făcut cadou Sex and the City pentru că știa că nu l-am în colecție și eu îl aveam pe wishlist, pe Notino, ea nu știa lucrul acesta și m-a lăsat efectiv fără cuvinte în momentul în care am deschis pachetul și am văzut Sex and the City. Iar acest set vine, numai puțin care și o cutie magnetică și el. Setul vine cu un spray de corp care arată așa. Deodorant body spray, pe ăsta îl folosesc seara când mă pun în pat și cu minunăția de parfumel de 30 de ml cu care sunt dată astăzi. Miroase super bine. Asta este duminică când filmez eu. Îmi place super mult cum miroase, este absolut demențial. Nu pot să vă spun mare lucru despre persistență pentru că astăzi este prima dată când îl port, dar îmi place foarte mult mirosul. E un parfum mai cum se făceau pe vremuri, ca să pot, dacă pot să spun așa, miroase foarte bine, îmi place mirosul. Iar Sex and the City are ca note de vârf floarea pasiunii, portocale, sângerie, fructe roșii, strugurei roșii, mandarină. Are notele de mijloc, gardenie, floare de portocalie, asomie, stelată, iar în bază caramel, ambră, note, lemnază, lemn de santal. Are o deschidere ușor citrică, apoi se duce în flori și apoi se așează în note lemnază, santal, ambră și caramel. E foarte frumos, dar o să vă spun mai multe detalii despre el când o să ajungem la ce parfumuri am purtat săptămâna trecută. Iar acum, pentru că am terminat haul-ul și vă mulțumesc din suflet tuturor celor care v-ați rupt din bănuții voștri pentru a-mi face cadouri deosebite și care vor fi cu mine pentru foarte mult timp de acum încolo, haideți să trecem și la ce parfumuri am purtat săptămâna trecută, pentru că în afară de astea trei parfumuri pe care le vedeți aici, am mai purtat săptămâna trecută ceva. Și o să începem cu ziua de luni când am purtat Iubirea vieții mele, Jimmy Choo Fever. Știți deja că îmi place, este o prună cu alune, cu cafea, cu tonka și miroase foarte, foarte bine, îmi place foarte mult. Am trecut deja la sticla de 100 de ml și am consumat și din sticla de 100 de ml ceva. Este parfumul care pe mine mă reprezintă, parfumul
la care și Natalia a zis că sunt eu într-o sticluță, practic. Este parfumul meu preferat, așa că luni am început cu Jimmy Choo Fever. Un parfum cafelicios, cu prună, cu tonka, cu tot ce vreți. Super mișto, știți foarte bine că îl iubesc. Apoi, marți am purtat Wish, pentru că mi-era dor de mirosul acestui parfum. Din punctul meu de vedere, Wish este un parfum extrem de bine creat, un parfum exact așa cum se făceau pe vremuri. Are o mulțime de note, iar toate pe ansamblu dau un anumit acord, iar eu reușesc să simt în el mâna Maicii Domnului, floare de salcâm, miere, cocos, vanilie și tonka. Cam ăsta ar fi mirosul pe ansamblu al acestui parfum. Și bineînțeles că este și balsamic pentru că are tămâie, este un miros dulce putrat, îmi place foarte mult. Vedeți că am consumat și din el ceva și am destule parfumuri în colecția mea. Este un parfum care până acum credeam că merge iarna, dar de când am Angel timp să cred că ăsta merge mai bine în anotimpul de primăvară, dar la mine nu prea contează pentru că eu le port, așa că marți am purtat Wish. Tot marți seară am vrut să miros ca o bombonică și am purtat Ariana Grande Cloud, el așa arată, teoretic copie după Baccarat Rouge, mie nu mi se pare că este. Aici predomină foarte mult mirosul de lavandă, de cocos, de pralină și are și acesta izul acela de vată de zahăr. Îmi place foarte mult mirosul, pe mine parfumurile Ariana Grande mă fac să mă simt foarte bine. Chiar dacă pentru unii sunt puerile, mie îmi plac, așa că ne le folosesc. Și marți seară, înainte să merg la somn, am folosit Cloud, deoarece este o dulcegărie cu lavandă și este un miros liniștitor. Apoi, miercuri, a intrat în colecția mea, parfumul Gala, așa că miercuri am purtat parfumul Gala. Este un parfum care vă spuneam eu că are șofran și iasmin, ambră, note lemnoase, ambră cenușie, rășin și lemn de cedru, dupul după Baccarat Rouge Extrait de Parfum. Îmi place foarte mult mirosul, persistă o zi întreagă, nu este agasant, chiar dacă după vreo 4 ore, 5 rămâne la nivelul pielii, în momentul în care te miști, din nou reușești să simți parfumul. E un dulce lemnos care îmi place foarte mult și pe care o să-l folosesc, pentru că Gala și Mahur sunt obsesiile mele din ultima perioadă și îmi place să le folosesc, așa că o să le folosesc. Avem Gala pentru marți, pentru miercuri și tot și joi am purtat tot Gala, deci două zile la rând am purtat Gala, miercuri și joi, pentru că intrase în colecția mea și îmi plăcea și l-am purtat pentru că îmi făcea plăcere, iar eu când fac obsesie pentru un parfum îl port până când mă plictisesc de el practic. Așa că miercuri și joi am purtat Gala. Apoi joi seară, simțeam nevoia să miros din nou dulce și cute și cozy și am purtat Ariana Grande Thank You Next, unul dintre parfumurile Ariana Grande care nu mă dă neapărat pe spate. El miroase a trandafir cu macarons, din punctul meu de vedere miroase bine, dar nu este mirosul meu preferat de la Ariana Grande, dar pentru că îl am, îl folosesc. Mi-a mirosit bine. Miroase bine, îmi place să îl folosesc când mă pun în pat, are un miros de bombonele dulci, așa arată și sticluța fără inimioară. Îmi place, nu e nimic extraordinar, dar e un parfum Ariana pe care eu îl am. Apoi vineri am purtat, evident, Mahur. Pentru că joi seară am primit de la soțul meu Mahur, teoretic el trebuia să vină la mine de Crăciun, dar a ajuns mai devreme. Sticla era plină și am consumat deja ceva din ea pentru că îmi place foarte mult mirosul acestui parfum. Este un parfum absolut deosebit și frumos, pe care eu îl iubesc, v-am spus. Este o pară balsamică cu... O pară foarte, foarte coaptă, balsamică, îmi place foarte mult, este un unisex și Gala este tot un unisex, dar dintre toate parfumurile arabești, ăsta mi-a plăcut cel mai mult la miros și am încercat câteva tot de la Mahur la cel stand.
v-am spus și notele lui, iar vineri și sâmbătă, adică ieri, am purtat acest mahur pentru că îmi place. Și cred că vor fi multe săptămâni la rând în care veți vedea aceste două parfumuri, în ce parfumuri am purtat săptămâna trecută, pentru că îmi plac și mă duc spre ele, plus că am și cantitate mare din ele și pur și simplu îmi plac. Cel puțin cu mahur m-aș da într-una de dimineață până seara, pentru că îmi place, este absolut demențial, este fin, nu este nimic strident, nu este nimic overpowering, nu este nimic care să te agaseze, dar are o putere destul de mare, o proiecție, umple o cameră, dar nu în sensul rău al cuvântului. Și îmi place foarte mult mahur, așa că vineri și sâmbătă am purtat mahur. Se comportă extrem de bine pe vreme rece, o să văd cum se comportă și când se va mai încălzi afară. Ok, iar astăzi, duminică, ați văzut și voi, pentru că m-a dus înainte, am folosit Sex and the City, pentru că este un parfum destul de vesel, care are deschiderea de citrice, pe urmă te poartă prin flori și apoi se liniștește într-un caramel cu santal, cu note lemnoase și ambră, miroase frumos, este deosebit ca și miros, mie îmi place foarte mult. Este și dulce, dar nu prea dulce, e și lemnos, e un dulce lemnos cu o deschidere fresh din punctul meu de vedere. Mie una îmi place foarte, foarte mult acest parfum, mă bucur tare mult că l-am primit. Chiar dacă este în varianta mică, mai am și spray-ul de corp, iar în momentul în care se duce pot să mai dau cu spray-ul de corp să mă reîmprospătez. Mă bucur tare mult că a intrat în colecția mea și că Lexi s-a gândit să mi-l dea cadou, pentru că este un parfum frumos. Înainte să filmez acest clip, m-am dat cu parfumul și am plecat la farmacie și la Mega Image și reușeam să resimt acest parfum pe mine. Când am ieșit afară, se simțea efectiv parfumul cu care sunt dată și mi-a plăcut super mult și încă îmi place. Mă bucur foarte mult că îl am, așa că astăzi, duminică, am purtat Sex and the City. Și cam astea sunt parfumurile pe care eu le-am purtat săptămâna trecută. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi lăsați în comentarii voi ce parfumuri ați purtat săptămâna trecută sau ce parfumuri au intrat noi în colecția voastră, pentru că efectiv sunt foarte curioasă din fire și aș vrea să știu. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram cu ID-ul mihailabulcu91, vi-l las în descrierea acestui clip. De altfel, nu uitați că pe canal avem și butonul de alăturete, dacă vrei și tu să susții activitatea acestui canal, nu este obligatoriu. Dacă nu te-ai abonat până acum la acest canal, nu uita să o faci, dai un like acestui clip dacă ți-a plăcut și noi ne revedem cu mult drag în următorul. V-am pupat!